Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Îmi cer scuze telespectatorilor, am început mai târziu ca de obicei. Invitații mei sunt însă asaltați, din păcate, spun eu, în aceste zile și în aceste ore. Din păcate, liniștea acestui sfârșit de vară a fost tulburată de câteva zile la Buzău, după ce a erupt această veste, din păcate, că efective de bovine și ovine din județul Buzău sunt afectate de o boală de care, sincer, niciunul dintre noi n-a auzit până mai ieri, boala limbii albastre. Din păcate, informațiile pe care le avem culese pe parcursul acestei zile nu sunt dintre cele mai optimiste. Înțeleg că această boală s-a extins, se extinde, iar autoritățile buzoiene au găsit de cuvință, autoritățile buzoiene și chiar cele naționale, să ia măsuri de prevenție nemai întâlnite până acum. Dar haideți să vă prezint invitații mei din această emisiune, care ne pot oferi ultimele și cele mai bune detalii vis-a-vis de această pegră abătută asupra județului Buzău. Încep cu domnul Adonis Dragnea, directorul Direcției Sanitar-Veterinare și, mă rog, pentru protecția alimentară din județul Buzău. Vă salut, domnul Dragnea, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastră. Cel de-al doilea invitat, domnul Călin Iosif, purtătorul de cuvânt al instituției prefectului din județul Buzău. Vă salut de asemenea, domnul Iosif, și mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara. Încep cu domnul Dragnea, întrebându-vă, domnule director, cât de gravă este situația din județul Buzău, dacă ar fi cazul, da, să ne speriem, să ne impacientăm, pentru că situația ar putea să scape de sub control. Nu este niciun motiv de panică, situația nu scapă de sub control și să vă explic de ce. Trebuie să dăm câteva definiții ale bolii, ca să spunem așa. Spuneați că, într-adevăr, este o boală, boala limbii albastre, care nu auzise prea mulți de ea. În manualele pe care le-am învățat la școală are 6 rânduri, deci în cartea de bolii... Dumneavoastră auziserăți de boala asta? Din moment ce am învățat-o în facultate, v-am explicat, dar bine, mă refer la boala limbii albastre vis-a-vis de bovine, pentru că febra catarală ovină are mult mai multe rânduri. Deci auziseră, da, așa pagini. Fugitiv știam, de ea. Știam de ea, dar nu numai că știam, trebuie să se știe, să se înțeleagă că România era pregătită în condițiile în care o astfel de boală ar fi evoluat. Sub ce aspect? Noi, fiind stat membru, aplicăm directivele și regulamentele Uniunii Europene. Una dintre directive, 75/2000, specifica care sunt măsurile care se iau în această boală. Fiind directivă, a fost transpusă în legislația națională, respectiv ordinul 32 din 2006. În acel ordin se specificau măsurile care se iau în cazul unei apariții unei asemenea da, boli. Înțeleg că sunt temeri inclusiv în Uniunea Europeană, da? Când apare o astfel de molimă, da? Ce poate scăpa de sub control. Din păcate, boala, ca să iau puțin ca istoric, a apărut undeva prin Africa, în sudul Africii, este transmisă de culicoizi, deci este transmisă de insecte hematofage care suc sângele. Revenim la întrebarea mea, domnul Dragnea. Cât de gravă este situația? Spuneați dumneavoastră că totuși n-ar trebui să intrăm prea rău în panică. Să intrăm în panică din mai multe considerente. În primul și în primul rând, boala nu se transmite la om. Este cea mai importantă informație pe care trebuie să o cunoaștem. Nu se transmite prin consumul cărnii, pentru că laptele, odată animalul îmbolnăvit, deci producția de lapte scade dramatic. Deci chiar dacă animalul este bolnav, da? Carnea poate fi folosită, da? Laptele poate fi folosit. Laptele nu prea va mai fi, deci nu prea aici. Deci laptele nu va fi. Nu. În sensul că producția de lapte scade dramatic. Deci ce să muși dacă vaca nu mai poate să dea lapte? O problemă. Deci pentru crescătorii, deținătorii de animale... Tocmai aceasta este marea problemă. Infectate. Deci morbiditatea poate ajunge între 80 și 100%. Deci toate animalele, deci 100% din animale se pot îmbolnăvi. Deci pot prezenta simptome. Chiar vreau să vă întreb, că am văzut în comunicată și ANSVSA-ul a spus ceva de morbiditate de 100%. Deci nu mortalitate de 100%, morbiditate de 100%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că animalele, numărul de animale care se îmbolnăvesc dintr-o 100 de animale. Deci se pot îmbolnăvi toate din 100. Se pot îmbolnăvi, dar nu e și obligatoriu să
îmbolnăvească nu, toate. Nu, nu este obligatoriu. Dar vestea îmbucurătoare, cu ghilimele de rigoare, dacă poți să spui că te bucuri într-o boală, este că mortalitatea este foarte mică și pagubele sunt economice. Deci acel animal va fi un animal tarat. Poate trece prin boală cu ajutor, în sensul că îi se administrează un tratament de suport, deci nu tratament pentru virus, virusul nu îl tratăm, tratăm simptomatologic, deci simptomatologia o tratăm al animalului respectiv. În acest sens vă pot da câteva date vis-a-vis de... Și spuneți dumneavoastră că un animal care a avut boala asta, limbii albastre, spuneați dumneavoastră că e tarat, adică ce se întâmplă? Nu mai poate fi folosit? Nu, înseamnă că își devine destul de greu. Orice animal, ca și omul, își devine destul de greu dintr-o stare de boală. O boală destul de gravă. Gândiți-vă că virusul este în sânge, este legat de hematii. Tocmai de aceea viremia, deci animalul are virusul în sânge timp de 60 de zile. La 60 de zile, hematiile sunt înlocuite. În condițiile astea, animalul respectiv timp de 60 de zile reprezintă sursă de infecție, nu pentru alte animale, pentru că boala nu se transmite de la animal la animal, reprezintă sursă de infecție, reprezintă sursă pentru insectele culicoide. Acele insecte culicoide se așează pe animal, suc sângele și transmit boala. Se îmbolnăvesc, da? Înțeleg că e vorba de... Nu se îmbolnăvesc, ele sunt transmisători, sunt vectori. Sunt vectori. Am înțeles. Deci, iau sângele de la animalul bolnav, înțeapă alte animale sănătoase și transmit în acest fel virusul animalelor sănătoase. Această etapă, m-a spus, durează viremia 60 de zile, iar ciclul de viață pentru un adult femel, pentru că din păcate femelele înțeapă, nu masculin, ca să facem o mică glumă, și este normal. Așa e la țânțar, din câte știu, da? Și nu numai uneori. Nu, și țânțare care ne înțeapă și pe noi, da? Care vin din parcul Crâng. Da. În fine. Deci ciclul de viață la culicoizi este de 30 de zile, deci este numai 30 de zile. Din păcate, ca biotop, ei trăiesc în gunoi de grajd, în adăposturi. O primă măsură de intervenție pe care oamenii trebuie să o cunoască și în urma căruia ar putea limita difuzarea bolii sunt aspersările. Deci, în primul rând, curățenia mecanică a gunoiului de grajd, eliminarea lui în exterior adăpostului, aspersarea cu substanțe insecticide făcute dezinsecția și la nivelul grajdului și pe animal. Bineînțeles, substanțele folosite în grajd sunt și în exteriorul lui sunt unele, pe animal sunt altele. Ca substanțe active, deltametrinul și cipermetrinul, pentru că este bine ca oamenii să cunoască aceste substanțe. Am înțeles. Domnul Dragnea, cum au ajuns? Că să pune și întrebarea asta, m-au întrebat și pe mine cunoscuțe. Domnule, că există și părerea asta după ce am înghițit la momentul respectiv, da, cu gripa aviară, da, gogoa asta de la momentul respectiv cu gripa aviară. Există și părerea asta, domnule, că și în momentul ăsta ne-am speriat, din punctul ăsta de vedere, speriem și populația fără să fie cazul. Și transmit și eu întrebările pe care mi le-au pus și mie telespectatorii, cunoscuții, prietenii. Cum de a venit în țarul ăsta din Africa, înțeleg, da, din zona mediterană și s-a oprit tamanaci la noi, la Buzău, la Bisoca, Sărulești și la Beceni? Nu e chiar așa. Deci trebuie să ținem cont că noi am fost notificați. Deci există un sistem prin care autoritatea este notificată și la rândul ei autoritatea notifică DSV-urile județene. Deci boala ultima oară, sau mai precis de curând, a evoluat în Grecia. Din Grecia a trecut în Bulgaria. Din Bulgaria să treacă în România este foarte simplu. În mod normal, ei poți zbura cu licoizii respectiv 1,53 km. Condiții prielnice de vânt poți zbura până la 200 de km. Se pare că... Pe zi. Da, se pare că ei trebuie să zboare. Sunt buni zburători. Zboară ăștia cu licoizi, așa le-a zis, da? Da, mai bine decât o barză. Imitis, da. În condiții propice, v-am spus, nu în orice condiții. Gândiți-vă că distanța de la Bulgar la noi sunt sub 200 de, este sub 200 de kilometri, pentru că ne-am uitat și noi pe Google, am calculat. Dar stai puțin, că vin să vă întreb de la Bulgar la noi. Am fost și anul trecut în Bulgaria, treci până Călăraș, până Ialomița sau până Giurgiu. De ce nu s-a oprit acolo? De ce nu s-a oprit acolo? A ajuns taman la noi la Buzău. Datorită bolii, mie mi-a fost întrebat concediu, deci eu ar fi trebuit să mă prezint de luni la serviciu. Trebuia să fiți la Bulgari în concediu. Nu, am fost la Bulgari. Am fost la Bulgari, vineri noapte m-am oprit direct la DSV în condițiile în care a apărut boala. Eu aveam concediu până undeva până pe 8 septembrie. Foarte bine ați făcut. Păi, cred că normal. E normal așa ceva, dar este când există o astfel de situație de urgență... Este o măsură care se impune, deci nu se punea problema concediului, vă dați seama. Plecați după aceea, dacă asta, mai plecați. Asta plecând de la gluma noastră legată de bulgari. Într-adevăr... Bun, dar e o întrebare. De ce nu în Călăraș, domnule? De ce nu în Ialomița? De ce la noi, la Buzău, la Bisoca? Să știți că nu este numai la Buzău.
Deci boala a fost deja confirmată în Vrancea și în Prahova și se pare că va fi confirmată în scurt timp și în alte județe ale țării. Și este posibil să existe chiar un număr mai mare de focare decât la Buzău. Dar necunoscute până acum? Nu, succes pe necunoscute, ca să înțeleg sensul. Păi, spuneți dumneavoastră că s-ar putea să fie focare mai multe în alte județe, da? Dar nu, nu vorbesc... S-a început de la Buzău, nu vorbesc, da? Nu. Nu este o boală tipică. Deci nu înseamnă că dacă boala a apărut la Buzău sau a fost descoperită prima oară la Buzău, boala a fost, într-adevăr, primul focar din România a fost, într-adevăr, la Buzău. Asta vreau să spun și eu. Primul focar descoperit. Da, asta vreau să spun și eu. Poate am fost și la Gorj, dar ăia n-au descoperit până acum, nu? Din păcate are și Gorjul, se pare. Este doar în stadiu de prezumtiv la momentul ăsta. Până este o întreagă, este destul de laborios să depui un diagnostic. Diagnosticul se pune pe simptomatologie într-o primă fază. Se recoltează probe de laborator, vă rog. Domnul Dragnea, numai anul ăsta la Buzău și în țară și în România s-a întâmplat să avem boala asta? Este ceva în premieră pentru România? Sau este cine știe, premieră, poate nu, este premieră, că vacile buzoienilor și ale românilor au fost infectate nu, și în anii trecuți și n-am știut și nu s-a făcut atâta tapaj ca zilele astea. Noi facem supraveghere, deci facem o supraveghere activă. Ce înseamnă? Recoltăm probe. Într-adevăr, probele respective erau de culicoizi și de la animale, într-adevăr. Erau examinate în laborator. Nu a fost depistată boala, nu am avut boala. Deci România a fost stat. Deci spuneți indemnă. Că e premieră, da? Pentru România. Este premieră pentru România. Deci România a fost indemnă. Motiv pentru care vom avea pagube economice și prin lipsa acestor exporturi sau comerțul intracomunitar pe care noi l-am fi putut face. Deci noi am fi putut da bovine, de exemplu, pe China. Lucru care premierul... Și s-au blocat în momentul ăsta exporturile astea? Obligatoriu se vor bloca, pentru că vor fi cerute garanții României. Și nu numai României. Dar să spunem că ziceați că boala asta nu se transmite la om, carnea este consumabilă. Asta este important. Exact cum vă spuneam, aduce un animal într-o altă țară, presupune că acel animal este indemn de orice boală. Există probabilitatea ca acel animal să fie contaminat. În condițiile în care aduce un animal contaminat dintr-un stat membru, într-un alt stat membru, acel stat va avea boala. Sau într-un stat terț. Da? Deci, are boala în sânge. Are boala în sânge. Deci România, fiind indemnă, era o chestie foarte simplă. Nu trebuia să demonstrăm, să căutăm acea boală pe animalul pe care noi îl exportam sau făceam comerț intracomunitar. În condițiile în care deja avem boala, sunt anumite restricții care se aplică nu numai României, trebuie înțeles lucrul ăsta, tuturor statelor care evoluează o astfel de boală sau această boală. Da, domnul Iosif, înțeleg că s-au luat măsuri fără precedent la nivelul județului Buzău, da, pentru a se încerca oprirea acestui, sau răspândirea, oprirea răspândirii acestui flagel. Mai exact, despre ce este vorba? Ce se face? Din primul moment când s-a luat la cunoștință de existența acestei boli, s-a constituit o celulă de criză chiar vineri, în 22 august, după amiaza. Această celulă a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență sâmbătă, iar Comitetul pentru Situații de Urgență a luat deja o hotărâre și a adoptat un plan de măsuri în vederea prevenirii, extinderii și pentru combaterea acestei epizootii. De asemenea, s-au dispus măsura restricționării mișcării animalelor la nivelul zonelor afectate și constituirea de baraje în vederea identificării potențialelor transportatori de persoane dintr-o zonă în altă. Baraje constituite din echipaje ale poliției și ale jandarmerilor. Mai exact, ce înseamnă baraje? Filtre. Filtre care aleatoriu opreau unde sunt instituite barajele astea? În zona BC. Zona de control. De control. Deci, vă să vă explic ce înseamnă zona de control. Deci la BC, da, numai la BC, da, să ziceți dumneavoastră. În zona de control, presupunând de la focar 20 de kilometri, un cerc cu rază de fapt, cu un diametru de 20 de kilometri. Deci, de genul ăsta se convoacă Centrul Local de Combatere a Bolilor. Președintele Centrului Local de Combatere a Bolilor este doamna prefect. Deci, este instituția prefectului, respectiv doamna prefect. Este unitatea locală de decizie la nivelul, bineînțeles, al județului Buzău. Doamna prefect a instituit imediat, cu suportul nostru, a instituit toate măsurile care erau impuse. Măsuri care sunt stabilite, exact cum vă spuneam, în acea ordonanță. Impuse de normele europene, exact, măsurile. Impuse de ordonanța 32 din 2006, de un plan operațional, de un manual operațional și un plan de contingență. Noi imediat am adaptat acel plan de contingență la nivelul județului Buzău,
sub conducerea doamnei prefect și a celorlalte instituții abilitate, s-a acționat coordonat, deci noi... Să înțeleg în momentul ăsta, domnul Dragnea, să fim mai conciși, mai expliciți. Niciun animal, da, nu trece de la Beceni înspre Buzău, da? Deci, ca să vă explic... Și invers, probabil. Cum am spus și la alte, și la celelalte televiziune, și este bine să înțeleagă. Focarul este gospodăria omului. Da? În acel focar poate să existe unul, două sau trei animale bolnave. Deci acela este focarul. În jurul unui focar se trage o rază de 20 de kilometri, deci un cerc, raza de 20 de kilometri, unde restricțiile de circulație sunt totale. Având în vedere acest aspect, noi am comunicat instituției prefectului și s-a luat hotărârea, decizia în acel centru de a fi instituit acele filtre de către poliție, jandarmerie, bineînțeles și cu reprezentanții DSVS a Buzău, pentru a împiedica circulația animalelor receptive. Deci târgul de animale din acea zonă nu a mai avut loc duminică. Am înțeles, s-a restricțat asemenea... moment. Da? Spuneți dumneavoastră că în acest filtru, da, sunt polițiști, oameni de la... Funcționează și la acest moment. Deci jandarmi, da? La Beceni acolo. Da? Și dacă vine cineva cu un animal, cu o vacă de lanț, da? Vrea să treacă de la Beceni mai jos spre Cernătești, nu este lăsat. Și, sau dacă e cineva care bagă 2000 oare în portbagaj, la fel e controlat, da? Și trimis înapoi. Nu? Mioarele sau... de portbagaj sunt mai greu un pic de controlat, acum să fim puțin realiști. Dacă vrei să te asumi, zici, exact cum vi se spunea, poliția oprește animale, mașini care pot fi transportate animale. Nu cred că o să oprească o dacie, da, sau un alt tip de mașină. Nu cap 2000 oare în portbagaj? Dacă ai o mașină din asta mai de teren, așa, eu cred că încap, fără probleme. Poate mai mult. Eu zic că poliția are capacitatea și poate lua măsurile corespunzătoare în astfel de situații. Bun, filtrul e instituit, înțeleg, pe șosea, da? Da. Și dacă trece respectivul cu vaca bolnavă de lanț sus pe deal, în partea stălată la Cernătești? Aici putem să facem o mie de scenarii. Sigur că ar putea să treacă. Cine poate să-l urmărească poliția, în zona de... Deci inspectoratul de poliție a județului Buzău a cerut sprijinul primarilor și, bineînțeles, și altor persoane din zonă, de așa manieră încât să fie comunicate anumite trasee care pot presupune transport ilicit de animale pe... Într-o zonă și bănuiesc că a fost bine informată și populația, da? Să aibă grijă să nu treacă cu animalul în partea stălată. Deci fiecare focar, deci fiecare gospodărie a fost notificată și sub semnătură, bineînțeles. Pe acea notificare i s-a spus foarte clar proprietarului ce are voie și ce nu are voie să facă. I s-au dat recomandări. Printre interdicțiile care le are este și a scoate animalele din gospodărie. Am spus de ce? Pentru că animalul nu reprezintă un pericol de transmitere directă către alt animal, dar acele insecte ar putea ajunge pe alt animal și ar putea contamina. Cum arată aceste insecte, domnule? Ca niște musculițe. Dacă uitați pe Wikipedia, o să le vedeți. Musculițe sau țânțari? Deci sunt din clasa țânțarilor pentru că înțeapă sau popular le-au fost denumiți țânțari, culicoizi, culicoidis imitis, v-am explicat, le găsiți pe internet, bineînțeles mărite, le vedeți frumos. Bun, de să înțeleg că sunt jumate țânțari, jumătate musculiță, da? Ceva de genul ăsta. Ar trebui întrebat un specialist, că entomolog, care se pricepe mai bine. Oricum, ideea este că ele, din păcate, aceste insecte transmit boala, ele sunt vinovate de faptul că avem la Buzău în momentul ăsta atâtea focare și animale bolnave. Câte focare sunt la Buzău? Aș vrea să-mi spuneți că înțeleg că a fost ieri, aveam informația că sunt doar 3 comune, Bisoca, Sărulești și Beceni, înțeleg că numărul lor s-a mărit peste noapte. Mai exact, unde deci au fost înregistrate este cazuri? Este vorba de 7 comune la acest moment. Este vorba de comune în care a fost confirmată. Numărul de focare, v-am explicat, nu este același lucru cu numărul de comune. Pentru că cele mai multe cazuri le avem într-adevăr la Sărulești. Deci focarul poate fi și o gospodărie, da? Într-o comună pot fi mai multe focare. Focarul este o gospodărie. Deci avem un număr de 29 de focare, exact cum v-am explicat, pe 7 comune. Cu 35 de bovine și cu 10 ovine. Deci la momentul ăsta vorbim de animale care sunt confirmate. Deci nu doar vaci, ci și la oi, s-a înregistrat. Da, dar prima oară, surprinzător, prima oară a apărut la bovine, în condițiile în care este o boaie specifică ovinelor. Deci la ele apar, la ovine că aprine și ulterior se poate transmite. Nu doar prima oară, înțeleg că la noi sunt mai multe bovine decât ovine și se pare că infectate. Această situație o avem și în celelalte județe, respectiv în Vrancea și Prahova, care au fost confirmate. Bun, vă rog să-mi spuneți comunele unde sunt astăzi de focare.
Comunele, am înțeles că au fost comunicate de instituția prefectului. Sărulești, Beceni, Bisoca, Vintilă Vodă, Siriu, Valasalcii și Buda. De Siriu a spus dumneavoastră. Da, Siriu. Da, de s-a extins și în partea de nord, vest, să spun, a județului, dar nu doar în partea de nord, unde sunt acești Sărulești, Bisoca, Vintilă Vodă. Deci partea de câmpie, partea de sud, cum vreți să spuneți, a județului, nu avem la momentul ăsta nicio suspiciune și niciun caz. Din fericire. Din fericire. Dar v-am explicat, nu trebuie creată panică. Oamenii nu trebuie să înțeleagă că este o problemă deosebit de gravă, că le vor muri animale. Se poate îmbolnăvi, deci putem avea îmbolnăviri, cum vă spuneam, mobilitate foarte mare, dar mortalitatea va fi mică. Cum este afectat efectiv animalul, da? Știți dumneavoastră că ați mers pe teren și ați văzut, dar ce se întâmplă la o vacă? Simptomatologia poate fi diversă, de aceea v-am și spus, în condițiile în care boala nu evolua pe teritoriul de România, a fost și greu de diagnosticat. Primul caz, de exemplu, s-a manifestat oarecum atipic, în sensul că vaca rumega, forma bolul alimentar, nu putea să-l înghită, îl scăpa. A fost, ați mers acolo la primul caz? Nu, eu la primul caz eram în concediu. Deci a fost un coleg de al dumneavoastră, da, un medic veterinar. Deci, adesea ca să explicăm că... Unde s-a petrecut primul caz ăsta? La Sărulești a fost primul caz. Ce se întâmplă? Forma noastră de organizare este puțin cunoscută. Există, deci medicina veterinară este o profesie liberală. Există medici concesionari, deci medicii care sunt organizați ca SRL-uri, ca PFA-uri, ca persoane fizice autorizate. Particulari. Aceștia particulari, da. Aceștia au un contract de concesiune cu direcțiile sanitare veterinare. Contract care prevede anumite operațiuni pe care dânșii le fac în teren, decontate de la bugetul de stat. Noi, coordonatori terțiari de credite, plătim acești medici veterinari. Deci nu sunt angajați direcției sanitare veterinare. După care discutăm de medici oficiali, deci medicii angajați ai direcției sanitare veterinare Buzău. Bineînțeles, aceștia primul au caz, domnul Dragnea. Asta vreau să vă spun. A fost, deci, un medic concesionar, medicul din comuna respectivă. De la Sărulești, a zis, da? Da, a fost sesizat și a mers la acel caz. Deci a fost sesizat de un țăran de acolo, da? De un proprietar. Printr-un noroc sau ghinion, cum au zis alții, soția domnului doctor este medic la noi în direcție și culmea că deci este responsabil pe această boală. Deci respectiv pe specie ovine și în atribuție are și această boală. Amândoi au suspicionat pe baza semnelor clinice că ar putea fi boala limbii albastre. Au fost recoltate probe, au fost examinate în cadrul laboratorului sanitar veterinar Buzău. Deci pregătit înseamnă, pregătit medicul veterinar de acolo și poate și soția. Dânsului, dacă de prima dată ziceți dumneavoastră că au suspicionat boala asta. Tocmai am afirmat puțin surprizător pentru televiziunea parteneră sau în fine la care am fost mai devreme, i-am explicat că mă bucur că medicii noștri au fost bine pregătiți și au identificat boala. A apărut la Buzău, deci primul a fost Buzău pentru că am fost cu pas înaintea celorlalți, în sensul că am observat-o și am identificat-o în mod corect. Având în vedere că la câteva zile a apărut și în alte județe, este clar că poate și acolo boala ar fi evoluat, dar Nu a pus-o nimeni în evidență. Da, deci spuneți dumneavoastră că un fermier de acolo, da, un proprietar... A sesizat medicul veterinar concesionar, împreună de acesta a mers la caz, a discutat acasă cu soția, au suspicionat boala, au recoltat probe, au ajuns la laboratorul sanitar veterinar, undeva la 1:30 noaptea a fost pozitivă proba. Unde s-au făcut primele analize? La Buzău sau la București? Deci nu, la Buzău se fac și vă explic și de ce. Se face o analiză serologică, deci se recoltează sânge, se exprimă serul, din ser se face o analiză ELISA, se numește analiza respectivă și rezultatul a fost pozitiv. La acest moment, deci până la acest pas, se consideră un diagnostic prezumtiv. Deci noi nu punem diagnosticul în totalitate. Diagnosticul se pune la Laboratorul Național de Referințe, care în cadrul nostru este Institutul de Diagnostic Sănătate Animală din București. Deci ați trimis probele imediat la București. S-a trimis sânge pe EDT apa anticoagulant, pentru că acolo se face altă analiză, de se face PCR-ul, care are o specificitate mult mai mare, de 99,7%, și acolo a fost identificat virusul respectiv. Următorul pas este tipizarea virusului, tipizare care nu se face în România, se face la un laborator în Anglia, tot un laborator de referință, nu mai este național, de data asta este internațional. Și de aici o să urmeze la un anumit moment și o altă etapă, respectiv vaccinarea. Deci s-au trimis, spuneți dumneavoastră, probe și în Anglia. Probele se trimit de la laboratorul nostru de referință, laboratorul din Anglia, pentru tipizare.
Pentru că n-au venit rezultatele, nu? N-au venit rezultatele. Deci, la momentul venit rezultatele, noi vom ști și ce măsuri vom lua, respectiv dacă vom aplica vaccinarea sau nu. Bineînțeles, această vaccinare nu va fi decisă de DSVS Buzău. Va fi decisă la nivel național de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară. Deci, cum era bine reprezentantul instituției prefectului să vă explice toate măsurile care au fost luate de către prefectură, pentru că au fost ample, au fost, zic eu, corecte, nu puteam limita. Deci multă lume înțelege că noi putem opri boala la Buzău sau fiind Buzău primul de la Buzău difuzat în celelalte, județe. Este fals. V-am explicat, puteam avea concomitent sau putea și ajută să fie înaintea noastră. Doar că la noi a fost identificat prima oară. Da. Să putea poate domnul Dragnea, cine știe, dacă n-aveam norocul ăsta și oameni competenți, da, să nu fă aflăm despre ce este vorba. Și am fi aflat de la alt județ și am fi căutat-o și la noi și am fi găsit-o peste 3-4-5 zile la sfârșitul săptămânii viitoare. Sau poate nu s-ar fi aflat deloc. Da? Da? Nu, venea iarna... Da, ar fi fost, să putea lucrul ăsta să oprea acest... Ar fi fost, sau mai precis, unul din modurile de combatere sau eficient de combatere a culicoizilor este frigul. În manuale se spune că avem nevoie, în manualul nostru operațional se spune nevoie că ar fi, necesare 10 grade timp de 7 zile. În momentul respectiv, dacă am avea 10 grade timp de 7 zile, mai avem nevoie să ne facem niciun fel de probleme. Domnul Dragnea, că poate cine știe, am avut boala și anii trecuți la Buzău. A fost ajuns la Buzău în octombrie sau în noiembrie și a venit iarna și am scăpat. Fără să constatăm. Este boală cu caracter sezonier, într-adevăr. Vârful este cam în această perioadă a anului. Gândiți-vă că s-ar fi sesizat cineva. Deci nu se poate. Iar noi facem și niște controle. Deci o supraveghere activă a teritoriului. La supravegherea noastră activă, nu știu dacă v-am explicat deja, sunt un pic confuz, vă dați seama, venind la o televiziune. Am înțeles asta. Nu mai știu ce am spus acolo, ce v-am spus dumneavoastră. Dar... E bine, dacă referi. Un lucru important ce vreau să vă întreb, domnul Dragnea, de fapt v-am mai întrebat, dar cred că v-am oprit în timp ce dorea să dați acest răspuns. Cum se manifestă efectiv boala asta? Vedeți, noastră, tabloul clinic este, poate induce în eroare, tocmai de aceea vă explicam că este destul de greu. Deci apar leziuni la nivelul gurii, la nivelul mucoasei bucale, la nivelul nasului. Apar leziuni la nivelul mamelalor, deci mamelii. Apar leziuni vulvare, apar leziuni podale. Deci depinde, până la urmă, și de starea fiziologică. Una dintre bovine era gestantă. Au apărut acele manifestări, deci o hiperemie a vulvei, de exemplu. Apar niște bubițe, ca să vorbesc în limbaj comun, pe mucoasa mamară. Apare o dungă de culoare violet la nivelul piciorului, deci de unde se termină copita și unde începe pielea piciorului. Tocmai de aceea se numește boala limbii albastre, pentru că limba capătă o culoare albăstruie. Mucoasa bucoală capătă o culoare albăstruie, care se intensifică trecând spre negru în condițiile în care animalul se epuizează, trece prin boală și eventual are o destare generală a lui, se agravează. Nu mă pricep foarte bine, dar din câte am văzut eu când mai eram mai mic și mergeam pe la țară, chiar am constatat că unele bovine au limba mai vânată, așa, nu, mai albastră. Este normal. E normal. Deci trebuie să vedeți o limbă normală, deci o limbă vânătă a vacii, care este normală, și o limbă anormală. Deci până nu vedeți o fotografie, până nu vedeți, nu o să vă dați. Bun, deci dumneavoastră specialiștii distingeți, da? Vă uitați chiar dacă e albastră, știți care e albastru normal și albastru bolnav, da? Exact. Gândiți-vă că și o unghie este puțin roz, dacă mă lovesc la ea, o fac puțin vânătă. Deci bun, observă. De la simptomele astea pe care ni le-ați prezentat, la ce se poate ajunge? Simptome nervoase, animalul stă într-o anumită poziție curioasă, animalul este abătut, epuizat, merge puțin cam în vârful, cu capul a plecat. Deci simptomatologia, v-am spus, este complexă. Medicul veterinar, asta este ideea. Cetățeanul, proprietarul de animale, să apeleze la medicul veterinar. El face un diagnostic diferențial, pentru că aceste simptome sunt comune și altor boli. Noastră, de exemplu, ca nespecialist, a și spus, domnule, limba, eu am văzut-o. Într-adevăr, are o anumită nuanță limba normal la bovine, la ovine, la caprine. Violacee, așa, dacă nu greșesc. Este, are anumite zone mai decolorate. Sunt papilele linguale care îi dau... Unde se poate ajunge, da? De la primele simptome pe care le-ați anunțat dumneavoastră, da? Bănuiesc că se poate ajunge și la ceva mai rău. Animalul se epuizează și apare microflora, deci alți germeni acționează asupra animalului. Lui de sănătate se agravează. El nu va reuși să mai mănânce. În momentul că nu mai mănâncă, vă dați seama, un animal care nu bea apă, nu mănâncă, slăbește într-un mod dramatic. Producția de lapte, ce vă spuneam, nu mai există, deci nu avem ce lapte să mai mâncăm de la un asemenea animal. Cade în decubit, deci cade pur și simplu și va urma exitusul, va urma moartea.
Deci se poate ajunge până la decesul animalului. Se poate ajunge până la deces. Dar unde ne aflăm în momentul ăsta, la Buzău? Stăm bine la Buzău, de sub aspectul, nu că am stat mai bine față, de repet, de alte județe, dar așa evoluează boala, așa este normal. Deci, au fost făcută o diferențiere cu animale care au o stare foarte gravă, gravă, ameliorată, moarte și ucise. O stare foarte gravă au număr de 5 animale, dintre care 4 bovine și o ovine. O stare gravă au 6 animale. O stare ameliorată sunt 33 de animale, deci 33 de animale la momentul ăsta sunt ameliorate. A fost ucis un singur animal, de ce? În scop de diagnostic. Deci acel animal a fost ucis. Proprietarul a consimțit să fie ucis Bineînțeles, animalul? Proprietarul va fi despăgubit. Deci conform unei hotărâri de guvern 1415, proprietarii în asemenea situații sunt despăgubiți. Deci nu rămân cu paguba. Însă pentru animalul sacrificat, dacă va avea vreunul ghinionul să moară animalul. Să lămurești acest lucru, pentru că oamenii trebuie să fie foarte bine informați. Și chiar dacă moare animalul, proprietarul va fi despăgubit. Dar trebuie să existe un buletin de analize. Deci se face un examen necropsic, se recoltează probe și trebuie confirmată boala printr-un buletin de analize. Dacă noi avem un buletin de analize. Că a murit de boala limbii albastre. De boala limbii albastre. Dacă a murit de boala limbii albastre, animalul este proprietarul, scuzați-mă, este despăgubit. Nu trebuie înțeles acum dacă mor de alte boli, nu vor fi despăgubiți. Deci se face, cel care decide, hotărăște, este medicul veterinar care vine la fața locului. Examinează necropsic animalul, recoltează probe și în funcție de diagnostic se încadrează în acea hotărâre de guvern. Ne uităm la ce boală, dacă se încadrează la despăgubire, se despăgubește. Dacă nu, nu. Ce înseamnă despăgubirea asta? Este despăgubit 100% sau? La valoarea de piață a animalului. În general, se merge până la o valoare maximală în cazul unor animale de calitate deosebită, animale de rasă, până la 900 de euro. Este cam o sumă maximală, pentru că este boală cofinanțată, deci boală care este plătită din fonduri ale Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană merge până la această sumă. Da, spuneați dumneavoastră că, din fericire... Dar nu trebuie să fiu înțeles greșit. Evaluarea se face de către o echipă de evaluatori. Sunt oameni de la primărie, deci este o comisie complexă de evaluare. Și ei evaluează animalul, chiar dacă este sub forma unui cadavru, evaluează acel animal și este plătit la prețul pieții. Da, spuneați dumneavoastră, domnul Dragnea, puțin mai devreme, că din fericire în județul Buzău până în acest moment nu avem niciun caz de deces, da, pentru animale. Provocat dumneavoastră... de boala limbii albastre, pentru că e posibil la nivelul județului, chiar în momentul ce vorbim, să moară trei bovine. Am înțeles, nu, de boala albastră, spuneți dumneavoastră, nu avem niciun caz. Boala limbii albastre, dar nu avem niciun caz, dar sunt 5 animale în stare foarte gravă. Da, sunt 5 animale în stare foarte gravă. Deci, ca să o luăm tot stadial, după ce ne-am întâlnit în acel centru local de combatere a bolii, după ce doamna prefect a stabilit toate măsurile care se vor aplica la nivelul județului, după ce au fost impuse restricții de circulație, după ce din dispoziția doamnei prefect astăzi au fost constituite echipe, deci au fost în teren o mașină de la prefectură, pentru că noi avem un număr limitat de mașini, deci eu am la direcție 5 mașini. Doamna prefect, vi s-a dat ajutor? Ajutor, am fost coordonați de către doamna prefect și am aplicat măsurile, v-am spus, care sunt stabilite prin Înțeleg, că e un comandament din ăsta de urgență. Centrul local de combatere a bolii, care este coordonat de instituția prefectului și în speță de doamna prefect. Da, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim după nici 5 minute, când o să vă întreb cum estimați dumneavoastră că vor merge lucrurile în continuare. Da? Dacă avem vești bune sau e motiv de îngrijorare și pentru zilele, săptămânile, lunile viitoare.